Hai, salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la nouă reacție. Și eu pe aici am găsit o piesă și stare curios să văd despre ce e vorba. Golden Gang, Adrian Minune, Tu ai vrea să fiu eu. Să fie, nu știu, să fie Trapania, nu știu ce o să fie. În poză cred că e Alex Velea, din câte văd. Dar nu știu, n-am ascultat niciodată, mi-a apărut așa pe YouTube, așa, întâmplător. Nu am primit o sugestie de la careva și, nu știu, sunt curios să văd despre ce vorba. Hai să-i dăm play să vedem. Da, Velea, directed by Cioplan. Alex, te-am pupat. O grămadă de puștani care reța dintre noi, e că tu ești vechi, eu nu. Știu, o grămadă de puștani care vor faimă bani și Jeanu? Jeanu-i? Femei, dar împrumut spre ele în ani, mulți ajung mâncare la lei. Faimă bani și femei, dar împrumut spre ele în ani, mulți grămadă de puștani care vor faimă bani. Stai. Diferența dintre noi e că tu ești vechi, eu nu. Știu o grămadă de puștani care vor faimă bani și femei, dar împrumut spre ele în ani, mulți ajung mâncare la lei. Niciunul n-ați mers în Adidas și mei ca să puteți comenta. Deci momentan sunteți copilașii mei. Frumos. Nu știu, Jeanu, nu știu dacă e Jeanu. Zic cu sânge în coaie mâncare la lei. Niciunul n-ați mers în Adidas și mei ca să puteți comenta. Deci momentan sunteți copilașii mei. Uite-l și pe Zani și ceilalți, nu știu cine sunt. Nu știu. În ani mulți ajung mâncare la lei. Niciunul n-ați mers în Adidas și mei ca să puteți comenta. Deci momentan sunteți copilașii mei. O zi cu sânge în coaie și să moară toți nașii mei. GG3 te pus în ramă, mașinărie de hituri și lei. În fiecare an v-am luat și au cam trecut ani grei. De când toți ați vrea să fiți ca mine și ca frații mei. Dacă eu n-aș fi, tu n-ai fi nimic. Ești un eu mai prost, mai urât, mai mic. Pe tipul ăsta nu știu. Ești sărac lipit. Hai să văd, mă găsesc în descriere cine cântă. Că nu vreau să... Ba, uite aici aveam... Da, Jeanu era. Deci Alex Velea, Jeanu Rashid, Arcanian, John Băiat Bun, Joe Kles, Azrael, A.U., Lazy Ed, Dali, Omar Arnaut și Black Mantis. Dar Adrian? Deci Golden Gang. Deci cred că ar fi o trupă Golden Gang sau nu știu, ceva colaborare. Interesantă treaba. Îmi place treaba asta că oricum din câte am înțeles s-o vorbit pe treaba asta, s-a făcut o conferință în mare parte și s-a decis ca să se cânte și pe manele artiștii de hip-hop, să zic așa. Oricum se aștepta de foarte multă vreme treaba asta și why not? Acum e un trend treaba asta și dă bine, mie îmi place cum sună. Mașinărie de hituri și lei. În fiecare an v-am luat și au cam trecut ani grei. De când toți ați vrea să fiți ca mine și ca frații mei. Dacă eu n-aș fi. Aici în videoclip trebuia să pună și numele ca să fie mai, nu știu, după părerea mea așa ar fi. Tu n-ai fi nimic, ești un e-
trist. Tot mai urât, mai mic, ești sărac lipit, dar suferi de firme, îți cumperi Versace, dar n-ai bani de pâine. Ce te-ai face fără mine, pe cine ai mai înjura? Dacă tu nu mă alegi, atunci nu mă mai mânca, atunci nu mă copia, copia n-are valoare, ești la degetul meu mic, lasă că te faci tu mare. Am trecut prin toate, uite-l pe tati. Tati! Și rele și bune, și mi-am făcut un nume, nume de renume, care se... Mi-a plăcut că ne-a pus Tenisify întrebarea, dar cum a pus, cum a spus, când a făcut primul milion de euro și a zis că niciodată nu l-a făcut, că na, tot a investit și na, a fost mișto treaba asta. Dar am văzut că în mare parte la Denise DeFi se totul se învârte, toate întrebările sunt ca se cam învârte la sume. Vrea exact să spună suma și nu știu dacă, bine, că dacă vrei spui, dacă nu, nu pe ține, dar se pune întrebarea asta foarte des despre sume. Mare, am trecut prin toate, și rele și bune, și mi-am făcut un... Chiar că, aia, mai ales mă gândește, frate, prin câte trec, ferească Dumnezeu. Nume, nume de renume, care se răsune, e Golden Gang și Adrian Minune. Oh, ce frumos a zis aici. Care se răsune, e Golden Gang și Adrian Minune. Mai vreau să fie ea, dar n-aș putea să fie tu. Suntem se putea șanta, tu ai rămas de așa, nu. Ai vrea tu așa nifele, frățiuer, avem aur în vene. Toți mie sunt de practic modeli. Ai vrea tu așa nifele, frățiuer, avem aur în vene. Toți mie sunt de practic modele. Ne dau o revistă că-s gelos și rupere. Nu mai fi gelos, muncește, teste. La fiecare colț ce lege. Legea banilor că aia vorbește. Nu stau după voi că vreau să fiu rege. Trece, copia nu prea dăinuiește. Nu mai fura sus că la putezește. Să vedem cine te mai crede. Cum să fii condam fără sânge în vene. Sătul de falsul, schimba gazul, ai vrea respect. Îmi place cum s-a creat videoclipul și știu că la baza videoclipului stă Alex Velea și îmi place și am mai spus treaba asta că fiecare artist mare are nișa lui de a ridica noi artiști. Aici, bineînțeles, că nu îs câțiva noi artiști, dar îmi place colaborările pe care le face. Tot respectul Alex Velea, felicitări și nice, that's nice. Dar n-ai obrate, cum să fii copia nu prea dăinuiește. Nu mai fura sus că la putezește. Să vedem cine te mai crede. Cum să fii condam fără sânge în vene. Săptul de falsul, schimba gazul, ai vrea respect. Dar n-ai obrazul, avem tot hazul, de-aia nu-ți convine. Ai uitat cu cine ai rupt o pâine. Eu luptu miel, eu aurtuf, eram fost boga, chiar și lefter. Ca un vultur, eu salt nivel, tu șarpe bro, te târăși sub cer. Eu am filmele mele, tu te inspiri din filme. Frații mei din vremuri grele sunt șacul lângă mine. Lângă ai mei, eu respir aer, tu ai miros de fraier. Lângă ai mei, fac banii ploaie, tu ai caracter olaie. Am trecut prin toate, și rele și bune, și mi-am făcut un nume. Un fericire în atmosferă. Până când tu te rog, eu nu mă faci să fiu o haha.
fața la perete. Nu mai vorbi de sume, nu mai vorbi de nume. Ca să fii ca mine ai nevoie de o minune. Frumos, frumos spus. Frumos, uite-l și pe Zani. Am zis că nu-i. Am uitat, de la mână până la gură. Gata de ceartă și ele vede. Tu băiete cu ochii în telefon, cu fața la perete. Nu mai vorbi de sume, nu mai vorbi de nume. Ca să fii ca mine ai nevoie de o minune. Sălbatic, lunatic, sunt practic. Ce tu nu poți să fii rapid și puternic Bugatti. Dar toți mă știu, Zani sus, Zani jos. Vreau să fiu și eu ca Zani. Doar că Zani a muncit când fraierii făcea nani. Te dai leu. Chiar că trebuie să fii pe, trebuie să fii tare pe psihic, mai ales bine, pe el l-a ajutat mult mult mai ales prin ce a trecut în copilărie, l-a ajutat mult pe partea de psihic la emisiunea, la concursul care a fost și la Survivor. Și asta l-a ajutat foarte mult, pentru că nu mulți nu au trecut prin ce a trecut el și atunci asta a fost un avantaj. Vezi? Te călești. Zani a muncit când fraierii făcea nani. Te dai leu și te ții de capul meu. Am halit ca tine în jungă, nu înțelegi că eu sunt eu. Asumat, tatuat, colorat, controversat. Știu că-s greu de digerat, v-am luat banii și-am plecat. Zani, am trecut prin toate și rele și bune și mi-am făcut un nume. Nume de renume care se răsune. E Golden Gang și Adrian Minune. Aici fiecare a zis versul lui. N-o să fie eu, dar n-aș putea să fie tu. Sunt exemplu de așa, da. Tu ai rămas de așa, nu. Ai vrea să fie eu, n-aș putea. E mai frumoasă parte din videoclipul ăsta-s copii. În babiciul. Dar să fiu tu, diferența dintre noi. Când îi vezi ce zâmbet au pe față și cât de fericit sunt, îți dai seama. Eu aș fi la fel ca ei, frate. La fel ca ei aș fi. Mai vrea să fie eu, n-aș putea să fie. Și e fain că îi motivează și pe ei totodată treaba asta, știi? E tare. It's humble. Să fiu tu, diferența dintre noi. E că tu ești vechi, eu nu. Frumos, frumoasă colaborare și tot respectul, frumos, îmi place, îmi place. Când e bine, e bine, n-ai ce să zic. Cam asta a fost, dragilor. Eu am fost Shopee, lăsați acolo un like la Golden Gang, totodată și la mine, dacă nu, un dislike. Până data viitoare, dragilor, aveți grijă de voi, v-am pupat, numai bine să